Se numește doamna Riza. Bună seara, doamna Riza. Mă auziți? Bună seara, doamna Simona, bună seara tuturor de platou. Vă aud? Doamna Riza, dumneavoastră, de fapt, sunteți enoriașa părintelui, fata doar venea în vizită. Povestiți-ne un pic cum ați aflat dumneavoastră de ceea ce s-a întâmplat între fată și părinte. Cine v-a spus? Da, doamna Simona, eu n-am aflat. Multe luni de zile fiica mea vorbea la telefon. Nu știam cu cine vorbește. Ea mi-a spus că are un băiat de la București pe șofer de tir, un șofer de tir. Mamă, sunt cu Marius, e despărțit, are 2 copii, mă duc cu el, fac cu el. N-am știut. Am aflat întâmplător în ajun de Crăciun. De la ea sau de la cine ați aflat? De la Alina, vorbea la telefon cu el după amiază, când toată lumea se pregătea să cumpere pâine, că nu mai aduce, o doamnă m-a sunat să-i duc pâine. Și am trimis-o pe Alina, du Alina pâine și vin acasă. Când să plece cu pâinea la vecina, Alina avea telefonul tare și a sunat. I-am auzit vocea preotului. Alina, cu cine ai vorbit? Cu băiatul lui preotul, mi-a zis ea. Alina, n-ai vorbit cu el, ai vorbit cu Popa, asta era vocea lui Popa. Nu am lăsat-o până n-a spus cu cine a vorbit. Da, o clipă, doamnă. A început să spună pe telefon. Eu am zis, mă duc în sat, mă duc la lume. De ce v-a atras atenția ceva în acea convorbire? Păi, cum să vorbească fata mea direct la telefon cu Popa? Ce problemă? Ce ai făcut? Am dormit, glasul lui Popa. Am dormit până acum. Ei fiind prieteni, cum? Am dormit până acum și a început discuția. Tu ce faci? Mă duc la vecina să-i duc pâine. Dacă era băiatul de la Pitești care zicea ea, nu știa pe vecina mea să-i ducă pâine. Ce pâine îi duci, caldă? Nu, pâine de la magazin. Doamna Riza, am și o întrebare la dumneavoastră. Și Alina mi-a arătat pe telefon pozele. Da, domnul Sorin. Doamne, vreau să vă întreb, dumneavoastră aveți somnul mai greu așa? Dormiți adânc? Nu, eu dorm iepurește, pentru că doamne, mama și când dormeați așa iepurește, mama mea poate să moară fără lumânare în orice clipă. Și când dormeați așa iepurește cu mama dumneavoastră bolnavă, n-ați văzut că fiica dumneavoastră traversa strada, că Popa stă peste drum. Traversa strada punându-și viața în pericol, că nici trecere de pietoni nu e pe acolo. N-ați văzut că traversa fiica dumneavoastră ori de câte ori doamna asistent medical era de gardă noaptea? Că sărea Pârleazuru pe lanțul, era de noapte. Să ducea să se spovedească la părinte? Sezonul întunecos, ca să zic așa. Eu n-am fost așa fraieră. Eu am văzut-o pe Alina, domnul Sorin, că pleca îmbrăcată de casă. Mamă, vine Marius de la București diseară și mă duc la Pitești, care o romastică la rude la cineva. Unde vine, fac cu mașina, nu te ia de la poartă? Nu, că vine acolo sau mă ia acolo. Venea dimineața acasă. Unde te lăsă fată cu mașina? Păi mă lăsă la poarta aia sau la Popa la poartă sau mă lăsă mai în spate. Adun fata acasă la noi și așa să vin. Ei, la duc, nu la duc. Și a ținut-o așa. Părinte era să-i domnul Sorin, au 8 luni de zile. Doamnă, dar dumneavoastră nu v-ați uitat o dată pe geam? Dimineața când venea acasă... Nu v-ați uitat o dată pe geam să vă vedeți fiica pleca în capot la 12 noaptea? Nu v-ați uitat unde pleacă în capot? Dar știți, doamna Riza, cred că am reținut bine. Păi zicea că se suie în mașină. Știți ce îmi vine mie puțin greu de crezut așa? La țară lumea cam știe ce se întâmplă. Hai, nu știe în prima săptămână, nu în a doua, dar cum să vă spun, 8 luni de zile să nu se zvonească poate în sat nimic? Poate nu fi îndrăznit nimeni să-i spună doamnei. Și asta e o variantă. E adevărat. Nu cred. Ăsta e adevărul, doamna Mara. Era bine să spun atunci că vara era mare, copiii se jucau aici în drum, băieți mare, fete cu băieți. El suna toată ziua. Hai nu mai vii. Eu auzeam că stăteam cu ei aici pe sală. Nu fiu că sunt copii aici. Tu te fată ce-ai cu el la mașină, dar ea trebuia să se ducă în casă. Și dar în telefon îl avea salvat. Cum îl avea salvat în telefon? Și Alina a luat un băiat după casă. Iubi.
Iubi, nu? Iubi, eram sigur. Da. Bubi. Eram sigur. Iubi cu Y? Cu Y. Iubi Bubi, Iubi Bubi. Iubi Bubi? Da, da. Părintele Iubi, doamna, Bubi. Iubi Bubi, în momentul în care dumneavoastră ați aflat de această poveste în ajunul Crăciunului, ea deja era însărcinată. V-a spus și acest lucru? Doamna Simona nu era sărcinată, că nu i-a mai venit, dar trebuia să facem testul. Eu după Crăciun m-am dus luni de Crăciun, că ținusem post să mă spovedez, marți m-am dus la biserică și miercuri era preoteasa de servici și eu am spus, mă duc la popa să vorbesc cu el. El îi zicea lui Alina, ce să vorbească maică ta cu tine? Mă duc să vorbesc cu el. Și m-am dus, m-a așteptat acolo și m-am dus plângând. Părinte, cu ce v-am greșit? De ce vă bateți joc de casa mea, de copiii mei? Păi de ce, doamnă? Păi cu Alina mea, părinte. Nu găseți în două sate femeie, i-am spus. Nu, doamnă, că Alina e frumoasă, că ne iubim. Părinte, Alina mea ne omoară lumea cu pietre. Părinte, mi-e rușine de doamna preoteasa de lume, mi-e rușine. Stați, doamnă, liniștită, că vorbește lumea trei zile și tace. Dar el și-a dorit copilul ăsta în primă fază, nu? Dar dumneavoastră, nu știu... Copil, doamnă, dacă... Doamna e în 5, fica e în 5 luni. Credeți că e decizia înțeleaptă dată fiind situația? Întreb și eu. Că totuși atunci când ați aflat și ea era gravidă în 2 săptămâni, puteți să faceți cumva să... Păi da, așa. Păi puteam, dar dacă el vroia copilul, doamna... Păi, înseamnă că și dumneavoastră cam vroia să dă ginere așa, că părintele săriți... Doamna Rizea, dumneavoastră în momentul în care părintele spuneți că v-a zis să vă liniștiți, că în 3 zile uită toată lumea tot, v-ați liniștit, nu? Adică l-ați crezut că o să facă cumva aranjamentul în așa fel încât să rămână cu Alina? Nu e de nevastă, niciodată. Nu, niciodată nu s-a pus problema de Alina. El a spus că își ține casa lui, doamnă, îmi țin casa mea și eu fac un copil cu Alina și am grijă de Alina și de copil. Eu i-am spus, părinte, dacă dumneavoastră ziceți așa și eu sunt de acord Alina să facă un copil cu dumneavoastră, că nu e prost, că nu sunteți prost. Îi spune lui Alina, vezi ce a zis, maică ta a zis că nu sunt prost, că... Păi da, zic, face cu un om bun care și ia un singur copil, că-l creșteți, că-l faceți. Și cu doamna preoteasa ați apucat să vorbiți? Când a aflat doamna preoteasa a aflat mai târziu, deci a trecut Crăciunul, a trecut Revelionul cum a trecut la noi, a venit boboteaza. În ziua de bobotează eu am fost tot supărată și așa sărbătorile n-au ieșit deloc. În ziua de bobotează, când am venit de la biserică, m-am certat cu Alina. Ca de la mamă la fată, ca de la femeie la femeie. Alina, nu e bine. Alina, tu ai greșit. Și lui popa i-am spus, părinte, dintre voi amândoi, Alina e cea mai vinovat. De ce, doamnă, niciunul nu suntem vinovat, îmi spunea părintele. Sau amândoi, aș spune eu. De ce părintele zice că nu și sunt... Și seara părintele a sunat topan. Eu zic că mai multă vină are femeia, doamna Simon. Nu, dar eu nu înțeleg un lucru. Sunteți în relații foarte bune cu doamna preoteasă. El mai are niște copii. Și cum ați fost totuși de acord cu această relație? Asta nu înțeleg. Da. Cu copilul, cu tot. Cu copilul care trebuie să vină fără tată. Nu, iertați-mă, nu vă înțeleg. Poate mi explicați. Ce cu un om bun? Am crezut în vorbele lui, doamnă. Care vorbe? Să audă vorbele. Păi, faptele astea erau. De ce l-avea o doamnă preoteasă? Care spuneți că e o femeie minunată și vă înțelegeți foarte bine cu dânsa și o bună profesionistă, are 2 copii mari și este totuși preot în satul dumneavoastră. Și atunci cum făcea un copil fără tată? Am înțeles, nu că înțeleg. Părintele ar fi garantat. Ce? Că n-are tată copilul? Nu, că o să aibă grijă de Alina. Că are grijă una și că are tată. Financiar se rezolva o problemă. Cum poți să crezi că în Telorman, într-un sat din Telorman, popa face copii cu mai multe enoriașe exact, și îi exact. Crește. Să mai duce careva la biserică aia, că păi sunt vreo 3 biserici. Doamna sa, doamna și la botezul. Dar câți au fost de bobotezul? Cu boboteaza a venit popa la dumneavoastră sau a chemat-o pe doamna Alina la magazin? Cum a fost ritualul? Păi, îți dai seama că s-a dus Sorina. Lumea la țară respectă preotul. De boboteaza, Alina era supărată că o certasem eu și ea, seara, ce face fata mea? E supărată.
dați-mi eu la telefon. N-a vrut să vorbească. Cum vă suna pe dumneavoastră voce de voce? Acum sunt prieteniseră, că era facra. Doamnă, nu sunt vinovați numai ei doi. Da, doamna. Și dumneavoastră aveți o vină. Că dumneavoastră, ca mama ei, trebuie... Cum, nu știu, iertați-mă, doamne, iartă-mă. Legătura prin mine. Păi da. Nu, doamnă, țineau legătura, vă suna pe dumneavoastră să-i o dați pe Alina la telefon? Ați consimțit la genul ăsta de... Adică, de ce mai mergeți la biserică? Nu e împotriva lui Dumnezeu treaba asta? Nu, că e cu popa. Dacă e cu popa... Hai să vedem ce spun... Sorin, o clipă. Vreau să vedem...